Toate pânzele sus, de Radu Tudoran. Pista 26. Zorile răspândiră o lumină lăptoasă peste oceanul albit, dar soarele rămas nevăzut după nesfârșitele perdele de nisip. Speranța făcea iarăși 100 de mile pe zi, fiindcă vântul bătea plin, însă cu ce preț plătea echipajul hărnicia lui? Spre prânz, zăpușala ajunse de nesuferit. Oamenii umblau pe jumătate goi, își turnau pe rând ghiordelele cu apă în cap și apa se evapora cât ai clipi. Apoi își ungeau corpul cu un de lemn în care praful invizibil se topea, dând o năclăială de nesuferit. Pentru cârmaci era un chin să țină mai mult timp ochii pe cadranul busolei, albit și el ca totul în jur. Izvoarele lacrimilor nu puteau îndestula lăcomia mistuitoare a acestui vânt secetos și ochii, uscați, ca bulgării de pământ, zgâriau dureros fundul orbitelor. În jur, cu toate că brăzdat de valuri lungi, oceanul părea mort, dispăruseră și albatroșii pe cer și peștii zburători și marsuinii și orice altă urmă a vieții de până atunci. Oamenii beau apă necontenit, luptându-se cu o sete care nu pornea din gâtlej, ci din tot trupul, dar apa aluneca pe gât ca pe un tub de cauciuc întărit și crăpat, fără să îi se simtă gustul, fără să îndestuleze organismul întreg. Cât mai ține asta, domnule?" întreba câte unul din când în când cu glasul dogit. O zi, două," răspundea capitanul, măcinând nisipul în dinți. Altminteri, echipajul nu părea prăpădit și aștepta cu răbdare sfârșitul acestei încercări. A treia zi pe însera, după ce Speranța străbătuse 300 de mile și tocmai trecuse tropicul de nord, armatanul conteni. Peste o jumătate de oră, când căzuse amurgul, văzduhul se limpezi, lăsând să se vadă stelele abia răsărite, cu o strălucire proaspătă ca a alămurilor frecate cu nisip. Oceanul însă spre continent părea încă lăptos și rămase așa până ce întunericul îl acoperi. În ziua următoare, alizeul atât de binevenit începu să sufle din nou de la nord-est și amintirea armatanului se șterse curând, cum se șterg toate amintirile urâte în sufletul oamenilor voioși. Viața la bord își reluă cursul ei obișnuit, dar cei drept, deși echipajul uitase de armatan, nisipul adus de el le mai scrâșnea prin dinți chiar la sfârșitul primei săptămâni. Ismail, care de la o vreme se vedea plin de intenții bune, nu scăpase prilejul să adune de pe punte un borcan întreg din acest praf fin. "Ce faci cu el, Ismaile?" îl întrebă Gherasim, mirat de vrednicia lui. "Frecam oale și cretiți. Facem lustru frumos?" Și bucătarul se apucă într-adevăr de lustruit zestrea bucătăriei, treabă care îi luă mai multe zile la rând. În tot acest timp, cine trecea prin preajma tambuchiului de la Prova, îl auzea pe bucătar sau cântând încetişor ca pentru el, sau chicotind bine dispus. Mihu, în afara orelor când stătea la cârmă sau de veghe, se ocupa de cărți, scria datele zilei în jurnalul de bord și calcula poziția corăbiei sub supravegherea lui Anton Lupan. La 12 septembrie, adică 13 zile după ce depășise Canarele, Speranța lăsă în stânga insula San Antonio, cea mai de vest din grupul Capului Verde, și de aici înainte începea adevărata traversare a Atlanticului. Până la Pernambuco aveau destrăbătut în linie dreaptă peste 1300 de mile, ceea ce însemna, dacă țineai seama de vânturi potrivnice și de acalmii, săptămâni întregi de navigație între cer și apă. E drept că deocamdată întâlneau vapoare și corăbii aproape în fiecare zi pe drumul obișnuit al curselor peste Atlanticul de Sud. Steaua polară cobora tot mai mult, iar alizeul începea să șovăie, amintind corăbierilor că se apropiau de ecuator, unde, în mod obișnuit, îi așteptau alte încercări. Tocmai în una din aceste zile se produse și deznodământul isprăvilui Ismail. Capitolul 20. Uraganul. La 16 septembrie, vântul bătea încă mulțumitor, o briză proaspătă care risipea ușor boarea fierbinte a oceanului. Puțin înaintea prânzului, Speranța întâlni un cargobot care venea din Brazilia, încărcat cu vite. Bietele dobitoace îngrămădite pe punte își aplecau capetele peste parapet, mugind sfâșietor. Mihu, la ordinul capitanului, salută cu pavilionul, dar capitanul vaporului nu răspunse, fie că nu văzuse, deși se afla la câteva sute de pași, fie că era înnebunit de mugetul vitelor lui.
Un grup de marsuini care urmase corabia de la Capul Verde până aici, făcură care întoarsă și se luară după vaporul brazilian, ceea ce dovedea că acesta avea o carenă mai murdară decât a speranței. Tot în această zi dispărură și peștii zburători, nu înainte de a face o ultimă demonstrație în lumina orbitoare a amiezii. Așa cum zburau în stoluri, țâșnind unii după alții din valuri, în locurile unde nu te așteptai, fața oceanului părea îmbrăcată într-o mantie de catifea albastră, bătută cu paiete scânteietoare în toate culorile ce se pot închipui. Unul din aceste stoluri nimeria aproape întreg pe punte și la prânz echipajul a avut prilejul să se bucure o ultimă oară de carnea lor, fără să poată spune că după atâta vreme i se făcuse lehamită de ea. Acestea erau întâmplările mici ale unei zile care nu se deosebea prin nimic de cele mai multe întâlnite până acum. Dar, îndată după prânz, alizeul conteni, lăsând loc calmului celui mai neclintit. Încă nu era ceva nou, cu singura deosebire că aici acalmia putea ține mai mult. Speranța se găsea acum la 10 grade 15 minute latitudine nordică, 20 grade 40 longitudine vestică, adică mai avea de străbătut 600 de mile până la ecuator. De aici înainte începea zona tulbure a acalmiilor nesfârșite, a vânturilor neregulate, a ploilor torențiale, a furtunilor și uraganelor izbucnite din senin. Capitanul scruta zarea întrebându-se care din aceste fenomene va fi de întâmpinat. După barometru care cobora, încă din ajun, deși nu tocmai decis, era de ales între furtună și uragan, dar deocamdată nu socoti necesar să ia măsuri pentru întâmpinarea lor. Pe puntea încinsă de soare în aerul neclintit începea să fie zăduf. Echipajul părea iarăși posomorât, cu toate că fiecare știa prea bine ce greutăți vor fi de întâmpinat în trecerea peste ecuator, acalmia aceasta putând fi socotită una din cele mai mici. Numai Ismail la bucătărie freca oalele de zor, îngânând într-un chip de nerecunoscut, fals și răgușit, gingașul gazel pe care l-a cântat uneori Laleli la Stambul pe înnoptat, când luna răsărea sus pe colinele dinspre Yeni Mahale, strecurându-se sfioasă ca o cadenă printre ramurile sicomorilor înfloriți. După un timp, bucătarul își făcu datoria să ducă cele 3 sticle de whisky la cabina lui Martin Strickland, apoi își reluă gazelul și frecatul oalelor. Era exact clipa când acul barometrului făcea o săritură amenințătoare în jos, iar cerul spre nord-vest se întuneca brusc. Capitanul privi acul barometrului, privi cerul și se simți lămurit. Uragan. De bună seamă, alizeul ar fi fost mai nimerit, dar dacă în locul lui vine uraganul, ce poți face? Decât să-l întâmpini. Anton Lupin se gândi câteva clipe cu chipul încruntat. Cel mai cuminte ar fi fost să coboare pânzele, să pună pe arborele mic o velă de furtună și, primind uraganul din pupa, să pornească spre sud-est. Nu există mijloc mai bun să te aperi de furtună decât să fugi odată cu ea, dar asta ar fi însemnat să se abată din drum zeci și sute de mile, adică zile întregi pierdute fără folos. Și Speranța nu avea timp de pierdut, fiindcă în aceste zile, sora ei, Speranța, adăpostită în vreun golf la nordul strâmtorii lui Magellan, își făcea desigur ultimele pregătiri înainte de a pleca mai departe la drum. Anton Lupin își privi oamenii pe rând. Afară de Gherasim și de Ismail, ceilalți nici măcar nu știau ce înseamnă un uragan. Se putea oare bizui pe acest echipaj încă neîncercat, se gândi îndelung, șovăind, totul îi se părea nesigur în jur, privirile întrebătoare ale lui Mihu, mișcările lui Negrilă care alerga pe punte neliniștit, adulmecând în aer cu coama zburlită, chipurile negre ale celorlalți, cântecul lui Ismail, numai acul barometrului părea hotărât în mișcarea lui fermă cu care cobora, înghițind câte o liniuță din cadran la fiecare minut. În sfârșit, după ce șovăi încă un timp, capitanul ridică fruntea. Avea să primească lupta fățiș, să își continue drumul spre sud-vest cu uraganul travers în bordul drept. Oamenii se apropiară de parapet și priveau orizontul deasupra căruia norii se frământau, îmbulzindu-se unii la alții, învălmășindu-se, rostogolindu-se ca niște oști nedisciplinate care nu-și găsesc locul spre a porni la atac. Numai bucătarul rămase jos, îngânând răgușit gazelul de la Stambul. Ismaile, ce faci acolo? Strigă Anton Lupin. Frecam! Vino sus! Ismail se ivi în capul scărilor nedumerit. Apoi văzu orizontul întunecat, adulmecă în aer, respira adânc, se scărpină în cap și întrebă râsând, nevinovat ca un copil. Uragan? Capitanul înclină din cap și răspunse pentru el și pentru ceilalți. Uragan! Oamenii se priviră neliniștiți. Ce facem, băieți? Continuă Anton Lupin. Fugim sau îl înfruntăm? Îl înfruntăm, domnule, răspunse Gherasim.
Înfruntam?" zise repede și Ismail, războinic precum îl știm. În fața acestor răspunsuri, ceilalți nu se puteau face de râs. Întâi ridicare din umeri mărturisind astfel că nu știau ceea ce la un uragan, apoi ziseră și ei luându-se după cârmaci. Îl înfruntăm! Atunci fiecare la locul lui!" porunci Anton Lupan. Închideți spiraiurile, tambuchiurile, micșorați pânzele, vedeți ca totul pe bord să fie bine legat!" Echipajul începu să forfotească pe punte într-o fierbere pe care nimeni nu și-o ascundea, dar dacă în sufletul oamenilor erau temeri și neliniști, mișcările lor nu le vedeau. Totul decurgea într-un ritm grăbit, însă sigur și neclătinat, ca mișcările unei mașini complexe puse în mișcare de același arbore central. În acest timp, când puntea Speranței zumzăia alături, oceanul aștepta neclintit, cu ochii închiși, poate dormind, poate gândind. La orizont, norii încă se mai învălmășau, dar încetul cu încetul se topeau unii în alții, culoarea lor cenușie se îndesea, până ce se făcu neagră și frontul apăru, de la un capăt până la altul, închegat, gata de atac. Pe punta Goeletei, oamenii continuau să se miște tăcuți și gravi, în vreme ce Negrila, agățat cu picioarele de dinainte de parapet, scruta cu ochii vii orizontul întunecat. Ce facem cu el, Mihule?" întrebă capitanul. Ar trebui să-l ducem în hambar sau în cabină la prova." Degeaba, domnule, nu o să vrea." Da? E adevărat, dar dacă o să-l ia vreun val?" Știe el să se ferească, nu-mi e teamă de asta." Să intrăm în coteț," pufni Ismail cu necaz. De asta am lucrat. Dam la rindea, vopsim, pictam. Acum stăm geaba? Hei, pe zevenc, câine, hoțoman!" Necazul lui Ismail era întemeiat căci, până astăzi, Negrilă nu trecuse niciodată pragul cotețului făcut cu atâta migală de el la Sulina și care stătea de pomană în spatele cârmei prins cu buloane în punte ca să nu-l poată smulge nici cel mai năprasnic val. Anton Lupan privi cotețul și socoti că instinctul lui Negrilă va ști să-l folosească la timp, punându-se la adăpost de valuri și dând astfel satisfacție și inimosului bucătar. Treburile la bord erau acum gata și oamenii așteptau la fel așa cum aștepta alături oceanul nemișcat. Ca și când le-ar fi lăsat anume acest răgaz ca un adversar loial, uraganul nu mai zăbovi nicio clipă spre a se dezlănțui pe toată jumătatea orizontului unde norii se pregătiseră de asalt. Întâi se auzi un tunet adânc înfundat, a cărui vibrație se răspândi prin unde până la Chila Speranței și de aici se transmise catargelor. Sarturile întinse scoaseră un zbârnit grav ca al unor coarde de violoncel pe care muzicantul le ciupește ușor în surdină, pregătind un acord bizar. Pe urmă un fulger vertical despărți frontul în două, de sus până în apa oceanului, unde se înfipse aruncând flăcări orbitoare, întocmai ca un uriaș aparat de sudat. Îndată, alte fulgere împânziră orizontul într-o liniște care dădea priveliștii ceva nereal. Sclipirile lor scurte păreau răsfrânte din mișcarea unor săbii pe care comandanții oștilor le agitau, îndemnându-și luptătorii la atac. Atunci, ca și când chiar ar fi așteptat acest semnal, norii porniră căscând o gură uriașă cu o falcă pe cer, cu alta pe ocean. Veneau într-adevăr unii pe sus, alții pe jos, în râsul valurilor, iar între ei rămânea un hău negru, al cărui fund se tot adâncea. Venea ca o lavă neagră vâscoasă, cotropind apa și cerul înalt, unii adâncindu-se în valuri ca și când ar fi vrut să stârnească viața oceanului până în adâncuri, alții măturând cerul în căutarea stelelor de sus, ca ele să nu mai răsară la noapte și în niciuna din celelalte nopți. Iar cerul luminat care rămânea din coace și oceanul scăldat în soare se retrăgeau fuga, lăsând să se întindă în locul lor împărăția dezmoală a vașnicului uragan. Punta se negri înainte ca vreo pânză să fi fluturat. Falca de sus care acoperea cerul era mai lungă decât cea de jos, întinsă pe ocean, așa cum sunt alcătuite fălcile rechinului, vietatea cea mai necruțătoare dintre vietățile de carnaj. Corabia a început să se legene fără nicio pricină, aplecându-și catargele spre hăul căscat în bordul său, atrasă poate de răsuflarea gurii de monstru care vroia să o absoarbă, să o înghită și să o mistuiască înfometat. Ajungând deasupra, norii de pe cer șovăiră cât să clipești odată cu pleoapa de gheață peste ochiul bolnav. Apoi se prăbușiră, falca neagră se închise ridicând din apă trombe împletite în țesături haotice de spumă, într-o mușcătură de la cer la ocean.
dar mușcătura pornise o clipă prea devreme în lăcomia sa, înghițise văzduhul, nu apucase să înhațe și corabia răsleață pierdută pe apele vinete care se frământau. În bordul speranței se ridica un zid negru, a cărui temelie părea să fi fost la 5.000 de metri sub apă, în fundurile oceanului, al cărui vârf depășea cerul ca să nu-l poată trece nimeni, nici pe sub temelie, nici pe deasupra. Oamenii așteptau paliți lângă catarge, gata să mânuiască școtele. Anton Lupin strângea cavilele cârmei în mâini și ceva părea gata să se frângă, cârma sau mâinile lui. Allah, Allah, șopti Ismail, care până atunci continuase să îngâne fără să-și fi dat seama gazelul cunoscut. Negrilă rămăsese agățat pe parapet ca la început și de acolo întorcea capul din când în când privind întrebător, poate cu nerăbdare, poate neliniștit, la fiecare om din echipaj. Nimeni nu vorbea, nu erau de dat porunci, nu era de făcut nimic decât de așteptat, dar prin scândurile punții oamenii se simțeau legați de capitan ca prin niște fire, ca prin niște nervi care aveau să le transmită hotărârile lui. Și iată că deodată văzură toți cum zidul negru, parcă surpat la temelii, prinse să se încline către sud, la început încet șovăitor, apoi mai repede, peretele se curbă, se zvârcoli, până ce scurt, se răsturnă cu toată greutatea lui, înfigându-și stâlpii de smoală frenți în catargele speranței. Corabia pârâi adânc, pârâi cu glasurile tuturor copacilor care erau durați în trupul ei și se prăvăli pe bordul stâng după ce apa trecu peste parapet. Pe echipul capitanului împietrit se ivi un zâmbet aspru care îi rupse obrazul în bucăți. Și așa, desfigurat, învrăjbit, Anton Lupin porunci în timp ce punea cârma la stânga cu un gest brusc. Slăbește vela mare! Întinde focul și trinca! Corabia se ridică din valuri încet și șovâi câteva clipe cu velele fluturate haotic de vânt. Apoi velele se întinseră, se umflară ca și când ar fi fost de cauciuc și etrava se înfipse în apă gemând. Era un geamăt adevărat, ca al unei ființe omenești, și fiecare l-a auzit de parcă ar fi fost geamătul lui. În clipa aceea, din cabina lui Martin Strickland, unde până atunci domnise ca în toate zilele tăcere de mormânt, izbucni un răcnet nefiresc, țipătul unui animal străpuns de cuțit. Dar oamenii de pe punte, care auzeau etrava gemând în timp ce uraganul urla peste capetele lor, rostogolindu-le în creștete apa cerului și oceanului, ploaia și valurile împletite într-un singur torent, nu mai auziră răcnetul lui Martin Strickland. Nu mă pot lăuda că l-am cunoscut pe acest Martin Strickland. Scriu despre el după cele ce mi-au povestit alții. Dar am cunoscut oameni care îi semănau, unii la păr, alții la ochi, la urechi, la mâini, la trup, la minte și la apucături. Luând de la fiecare amănuntul potrivit și toate acestea unindu-le cu cele ce mi s-au spus despre el, sunt încredințat fără îngânfare că Martin Strickland, înfățișat de mine aici, seamănă ca două picături de whisky cu Martin Strickland cel adevărat. Am cunoscut de pildă un om, altminteri destul de vrednic, când se decidea să întreprindă ceva, care nu băuse apă decât în copilăria lui tare de mult, fiindcă la data pe care vreau să o amintesc, omul avea aproape 50 de ani. După spusele lui și ale altora, de 4 decenii, omul acesta nu bea decât vin. Nici țuică, nici rachiu, ci vin. Dar dacă vinul îi lipsea, ceea ce se întâmpla destul de rar, era în stare, când îl răzbea setea, să bea o sticlă întreagă cu oțet, numai să nu vadă apă în ochi. Și iată că odată, la o sindrofie unde se adunase în jurul mesei lume felurită, domni și doamne care de care mai cuvincioși, s-a întâmplat ca omul acela să ia din greșeală paharul unei vecine și să-l dea pe gât. Un pahar întreg cu sirop de trandafir, exact în culoarea vinului, așa zis roze, pe care îl degustau ceilalți. Eram acolo și am văzut. Am auzit. Am văzut pe chipul omului nenorocos, întâi nedumerirea, apoi stupoarea, apoi cea mai crâncenă groază care se poate vedea pe un chip omenesc. Iar după aceea, în timp ce omul sărea de pe scaun crispat cu ochii holbați, ținându-se cu amândouă mâinile de gât, mi-a fost dat să aud cel mai înspăimântător răcnet pe care mi-închipui că îl poate scoate gâdlejul unui seamăn de-al meu. Mai departe n-are importanță să ne gândim ce s-a întâmplat. Aș vrea doar să amintesc încă o dată că omul acela nu mai băuse apă din copilăria lui și că de atunci nu mai cunoștea gustul altui lichid decât al vinului. Orice i-ai fi dat în schimb, sirop, o travă sau apă de izvor, pentru el încercarea ar fi fost aceeași. Ei bine, despre Martin Strickland se poate spune că nu băuse apă nici măcar în copilăria lui.
Unii irlandezi, care se pot mândri cu vigoarea și cu sănătatea lor, spun, cu o evidentă mândrie, că au fost înțărcați cu whisky. S-ar putea să fie o glumă, s-ar putea să fie un adevăr. În cazul lui Martin Strickland însă, fără să fie irlandez, căci nimeni n-ar fi putut spune ce naiba era el cu adevărat, e sigur că nursa căreia îi fusese încredințat amesteca în laptele din biberon mari cantități de alcool. Părinții acestui personaj zănatic aveau pe vremea aceea o prăvălie cu băuturi, la Good Hope, pe fluviul Mackenzie în Canada. Aici poposeau primăvara colectorii de blănuri care se întorceau din nord cu săniile trase de câini. Unei asemenea prăvălii, unde vânătorii pot găsi nu numai de mâncare și de băut, ci și adăpost cald, îi se spune prin partea locului factorie, într-un chip cu totul impropriu. Jim Norman, tatălui Martin Strickland, fusese în tinerețe crescător de cai. Crescător e un fel de a vorbi, fiindcă, de fapt, Jim Norman, căruia îi se spunea Old Jim, adică într-o traducere foarte liberă, taica Jim, nu creștea caii săi, ci pe ai altora, care dispăreau în chip ciudat de la stăpânilor, fără să se mai întoarcă niciodată la ei. Ajuns la 30 de ani, omul hotărâse cu sfatul șefului, care altminteri era binevoitor, să se retragă și să-și caute o îndeletnicire mai statornică. Iată-l deci negustor cu factoria și cu nevasta lui, ocupându-se de băuturi și de blănuri în chipul cel mai cinstit. Martin Strickland, care în copilărie se numise Clerk, după numele de botez, și Norman, după numele tatălui său, îl cunoscuse prea puțin pe acesta. Într-adevăr, deși acum om așezat, Old Jim continua uneori să dispară de acasă cu lunile, iar când se întorcea, pare să își găsea îndeletniciri mai mult noaptea, căci îndeopște ziua dormea, înfundat în odaia de lângă pod, cu ușa încuiată și cu oblonul închis. Deci, dacă stăpânul lipsea atât de mult, cine s-ar fi putut ocupa de prăvălie dacă nu nevasta lui? De aici se evise nevoia ca odrazla familiei să fie încredințată încă din scutece unei femei din vecini, care, pe când îi trăia bărbatul, se ocupase de viței, dar niciodată de copii. Această femeie, încă tânără, văduvă printr-un accident nefericit despre care nimeni nu vorbea decât după ce arunca priviri bănuitoare în jur să n-audă iscoadele șerifului, avea ea însăși destule griji ca să nu-i mai arde de un copil străin. Cum însă era o femeie isteață, descoperi încă de la început că un copil care doarme toată ziua e ca și când n-ar fi. Ca urmare, chiar din prima zi, pregătind biberonul, amestecă în laptele pruncului un pahar întreg de whisky și, într-adevăr, odată sătul, micuțul închise ochii mulțumit și dormi buștean de dimineață până la prânz, când nu se trezi decât pentru a pretinde un nou biberon plin. Astfel, o lună de zile, pruncul o duse într-un somn, iar isteața nursă își putu vedea fără grijă de nevoile ei. Până într-o bună zi, când, întorcându-se la copil, nu mai târziu decât s-ar fi cuvenit, îl găsi orocăind ca un broscoi cu mâinile după biberonul vrăjit. Cu istețimea ei de care am amintit, femeia își dădu seama că pruncul crescuse și rația nu-i mai era de ajuns. Cum însă nu putea mări biberonul, socoti mai ușor să mărească procentul de whisky. De atunci trecuseră ani, pruncul devenise copil, apoi flăcăiandru, apoi om în toată firea, îl predase pe taicăsu și numai printr-o minune se oprise la timp ca să nu-i bage cuțitul în piept. Fugise în nord și se îndeletnicise cu blănurile, se întoarse pe malurile Mackenzie-ului, la cai, colindase pământul, măcar în lung, dacă nu și în lat, din Alaska până la Cape Town, dar de whisky nu se mai putuse despărți. Totuși nu se putea spune despre Martin Strickland că era un bețiv, și mai ales un bețiv înrăit. El nu făcea decât să-i dea corpului băutura cuvenită cu care se obișnuise de mic. În afară de whisky, nu cunoștea existența și gustul niciunui alt lichid. O singură dată, foarte de mult, când făcuse prima oară cunoștință cu periuța de dinți, încercase să își clătească gura cu apă de rând. Rezultatul fiind înspăimântător, de atunci nu mai folosea nici în acest scop decât tot whisky-ul. Iarăși trebuie recunoscut că nu bea pentru a se desfăta, ci pentru a satisface nevoile organismului, că nu înghițea niciun pahar peste ceea ce era necesar și că nu punea în felul cum înghițea acest lichid niciun fel de patimă, la fel cum băutorii de apă, oricât de însetați ar fi, beau paharul cu plăcere, dar nu pătimaș. Dimineața, de pildă, oamenii obișnuiți beau ceai, lapte, cafea, în sfârșit un lichid. Martin Strickland bea whisky, alt lichid. La prânz, unii beau o țuică, apoi un pahar de vin.
Cei cumpătați beau apă. Martin Strickland bea whisky, lichid. Cunosc oameni pentru care, după amiază, când se trezesc din somn, nu există desfătare mai mare decât să înghită o linguriță de dulceață și apoi să bea un pahar cu apă rece, aburit, lichid. Martin Strickland bea whisky dimineață, la prânz, la cină și între timp. Ce să mai lungim? Rația lui pe zi putea fi de la o sticlă până la trei. O singură dată în timpul armatanului, când echipajul golise un butoi cu apă, Ismail își amintea că pasagerul băuse 5 sticle într-o zi. O dovadă mai mult că nu era vorba de un viciu, ci de nevoile organismului. Fusese mare zăduf. La 16 septembrie, ziua uraganului, am spus, era iarăși zăduf. Ne apropiam de ecuator. Pe deasupra, cât bătuse armatanul fierbinte și secetos, pereții cabinei se încinseseră atât de tare încât mai dogoreau și acum. Dacă ne mai gândim că, în afară de toate acestea, spiraiurile și ușa cabinei erau închise, nu-i greu să ne închipuim ce se petrecea cu Martin Strickland înfundat sub puntea încinsă de soarele ecuatorului. Până la prânz, el golise pe negândită cele 3 sticle aduse de Ismail dimineața și acum consuma din al doilea transport. Stătea întins în pat, cu ghetele în picioare, dar cu bumbilor descheiați, cu cămașa desfăcută la piept, lac de nădușală, gâfâind, nici treaz, nici dormitând, cu capul nici teafăr, nici îmbătat, suferind de sete cumplit. Așa, fără să-și dea seama când, goli a patra sticlă și o destupă pe a cincea, exact în clipa când o perdea neagră cădea peste spirai, cufundând cabina în întunericul cel mai adânc. Să fi venit noaptea atât de curând? De când începuse călătoria, Martin Strickland nu se folosea nici de calendar, nici de ceas. O vagă măsurătoare a timpului ar fi putut să fie sticlele goale de la căpătâi, dar de când cu zăpușala, acest etalon nu mai putea fi luat în considerație nici măcar aproximativ. Martin Strickland își umplu paharul și îl duse la gură cumpănit. Nu, nu era un pătimaș, căci niciodată nu dădea paharul pe gât la com ca bețivii înveterați, ci dimpotrivă îl sorbea încetişor, pic cu pic, dându-i prilej să se risipească volatilizat în tot organismul. Dar în clipa când făcea gestul pomenit mai sus, corabia se smucină praznic, se culca adânc pe un bord, pârâind, omul se pomeni trântit pe spate în fundul patului și băutura din pahar îi se duse pe gât. Lichidul căzu în stomacul lui Martin Strickland și, după o clipă, explodă, mai cumplit decât un butoi cu trotil. După o clipă, fiindcă la început Martin Strickland rămăsese țeapăn și confuz, crispat cu ochii sticloși, simțind că va urma o explozie și neștiind de unde și cum. Apoi, deodată, corpul lui fu proiectat în sus ca un arc destins și el se pomeni în picioare în mijlocul cabinei, scoțând un răcnet îngrozit. Există în conștiința omului două concepții antipodale, a binelui și a răului, care au stat la baza unor religii vechi, a unor filozofii și care constituie, din toate începuturile, mica filozofie de fiecare zi a fiecăruia dintre noi. Pentru Martin Strickland, binele era whisky-ul, iar răul, apa. El nu cunoștea gustul acestui lichid nevinovat, dar tot ce nu era whisky, adică tot ce era rău, nu putea fi decât apă. Așa că, după primul șoc care fusese năpraznic, se apucă de pântece, se cocoșă și începu să răcnească în convulsii. Apă! Apă! M-ați otrăvit! În acel moment, speranța primise dezlănțuirea uraganului din tribord și se rostogolea pe valuri spre sud-vest, pe vechiul ei drum, cu etrava gemând, cu chila pârâind, cu catargele arcuite, ca niște plopi plăpânzi bătuți de vânt, cu sarturile șuierând, în vreme ce, sub bezna care acoperise oceanul, rafalele de ploaie amestecate cu pachete uriașe de apă purtate pe sus, se rostogoleau peste bord ca un șir de tăvăluge ude, care vroiau să lichefieze totul în jur, lemnul, fierul, pânza, să nu mai rămână pe lume decât un singur element. Oamenii nu se mai vedeau între ei decât la răstimpuri, ca niște umbre scărmânate de vânt, ca niște caiere negre din care uraganul smulgea smocuri mari cu năduf. Negrila alerga printre ei, lătrând năuc înmuiat de apă ca o piele pusă la argăsit, alunecând dintr-un bord în altul, zgâriind puntea cu ghearele, bușindu-se în parapet, apucându-se cu colții de școte, de cabluri, de parâme, izbutind să înfrunte năprasnicele vârtejuri de apă care se năpusteau de sus. Anton Lupan ținea cârma cu mâinile, cu umărul, cu pieptul, făcut una cu ea și măsura lucid puterea fiecărui val după izbitura pe care o primea în trup.
Cel puțin așa ne spală de nisip, strigă cineva, poate Haralamp, poate Gherasim, una din umbrele jumulite care se vedeau lângă catarg. Îndată însă o trâmbă de apă îl acoperi și omul căzu îmbrânci peste bocaport înjurând cumplit. În clipa aceea, Martin Strickland nevăli pe punte urlând. Apă! Apă! Blestem! Ce s-a întâmplat, domnule? Striga Anton Lupin în timp ce se lupta din răzputeri cu un val care smucea cârma ca să-i o smulgă din mâini. Apă! Gâfâi pasagerul înnecându-se, căci dacă jos băuse un pahar, aici, îndată ce scosese capul pe punte, primise în creștet un butoi întreg. Apă! Unde? Întrebă capitanul neliniștit. Gherasime! Hei, un om să vină aici! Cârmaciul se apropie împleticindu-se, ținându-se cu amândouă mâinile de parapet. Eu sunt Gherasim, strigă el în urechea capitanului. M-ai chemat, domnule? Da, du-te jos și vezi ce s-a întâmplat. Intră apă pe undeva, pune oamenii să pompeze și caută spărtura. Haide, repede, nu pierde niciun minut. Gherasim dădu să coboare în cabină, apoi își ovăi și, înainte de a pune piciorul pe scară, își făcu mâinile pâlnie la gură ca să strige încercând să biruie mugetele oceanului. Hei, care sunteți acolo? Haralamp, Ismail! Să treacă cineva la pompă! Hei, la pompă, s-a auzit? Auzeam, pompam! Răspunse ca de pe altă lume glasul lui Ismail. Cârmaciul coborâ în cabină, așteptându-se să audă plescăituri, bâșbâi mirat pe masă până găsi un chibrit, scăpără și văzu că nu pătrunsese apă pe nicăieri. În acest timp, Martin Strickland se târa pe punte, răcnind, vărsându-și furia în vânt. Cine mi-a pus apă? Cine m-a otrăvit? Blestem asupra nemernicului! Lumea văzută de el, fiind poate o lume în legănare, valansul bezmetic al corăbiei nu-l înspăimânta, însă apa care îi pătrunse până la piele îi udase părul, îi intra în ochi, în urechi, între dinți, îl făcea nebun. Cine mi-a pus apă? Să-l strâng de gât! Luați apa de pe mine, blestemaților! Nu vreau apă la bord! Unii nici măcar nu auzeau strigătele lui, iar cei care l-auzeau nu-i înțelegeau graiul și își vedeau înfrigurați de treburile lor. Nu înțelegea nimic, nici chiar Ismail, cu toate că lui ceva ar fi putut să-i dea prin cap. Dar el se înverșuna să mânuiască pompa cum îi poruncise Gherasim, deși pistonul mergea în gol, nescoțând mai multă apă decât să umple un ibric. Martin Strickland mai merse câțiva pași până ce se prăbuși peste unul dintre cele patru butoaie cu apă legate pe punte lângă parapet. Călătorise adesea pe corăbii, văzuse asemenea butoaie, știa ce se ține în ele. Apă! Strigă, scuturându-se scârbit, ca și când s-ar fi atins de trupul unui lepros, și începu să lovească furios cu piciorul în cep, până ce acesta se rupte, lăsând să țâșnească apa șuvoi. Martin Strickland se trase înapoi îngrozit și dădu cu ochii de alt butoi. Toată apa peste bord! Răcni, apucându-se să lovească în cep. În mugetele uraganului nimeni nu ținea seama de strigătele lui și el lua așa toate patru butoaiele pe rând, chiar și pe cel care se golise de mult. Nu-i niciun pic de apă, domnule, vesti Gherasim ieșind din cabină și apropiindu-se de urechea capitanului. Dar ce-o fi fost cu nebunul de răcnea așa speriat? O fi având năluciri. Ce, te miră după câte sticle a băut? Atunci ai grijă de el și du-l jos să nu-l arunce vreun val peste parapet. Gherasim se îndepărtă, împleticindu-se, și dădu peste Ismail, care mânuia pompa de zor. Ce faci aici, prostănacule? Pompam? Lasă dracului pompa și hai să-l ducem jos pe nebun. În răstimpul cât se petrecură cele descrise mai sus, barometrul coboruse până la limită și dacă ar mai fi avut unde, poate ar mai fi coborât. În aceste clipe nimeni nu mai știa dacă speranța înaintează sau stă pe loc. Totul se petrecea în afara unei legi la care să te raportezi, adică în haos. Uraganul se năpustea în pânze, pânzele smuceau catargele, acestea vibrau arcuite, întinzând sarturile, iar sarturile, zbârnindu-și acordurile bizare într-o armonie de infern, făceau să tremure puntea. Astfel, forțele dezlănțuite își încheiau ciclul care trebuia să împingă corabia înainte și ea poate că înainta, dar nu știa nimeni. De vreme ce pe apa răscolită și pe cerul acoperit de nori nu rămânea niciun reper. Anton Lupin la cârmă se întreba cât vor mai ține catargele și când se vor prăbuși oamenii săi. Auzea catargele troznind și își vedea oamenii pe punte, mișcându-se jumuliți de vânt, dar nu-și mai dădea seama dacă erau ei, cei vii sau umbrele lor, venite să țină locul echipajului pierit.
Flippenshire uită prezentul și naviga în trecut printre valuri de amintiri, uneori încruntat, alteori zâmbind. Era miezul nopții după cronometrul de la bord, dar pentru echipaj ar fi putut fi 6 seara sau 2 sau 4 înspre zori, când o rafală se înșurubă ca un burghiu în vela mare și o făcu să plesnească la mijloc. Marginile rupturii începură să se zbată și înainte ca vreun om să poată slăbi școta, vela se sfâșie de sus până jos. Uraganul se năpusti învingător prin această poartă, smulgând bucăți de pânză și ducându-le în hău. Gherasime! Gherasime! Răcni Anton Lupin, scos atât de brutal din gândurile lui. Vela mare jos! Dar înainte de a auzi porunca, echipajul se repezise la fungi. Ghiul se smucea în școtă și în suport, gata să le rupă și să sară peste parapet. Vela mare, făcută din pânză de in, avea o suprafață de 130 de metri pătrați și cântărea 100 de kilograme când inul era uscat. Acum, dacă adăugai încă vreo 20 greutatea apei imbibată în țesătură și încă o dată pe atât greutatea picului, înțelegi ușor ce înseamnă să o smulgi din ghearele uraganului. Pentru asta este de ajuns să te gândești cum ți se smucește în mână, sub bătaia unui vânt mai tăricel, o umbrelă care măsoară numai un metru pătrat. Cu mâinile însângerate de parâmele ude, aruncați de valuri dintr-un bord în altul, biciuiți de ploaie, doborâți de vânt, oamenilor le trebuie o oră până să coboare pânza, să o desfacă de pe ghiu și să o strângă balot. Iar valurile începeau să crească abia acum. Uraganul poate izbucni uneori cu toate forțele de la început. Oceanului însă îi trebuie timp ca să fie răscolit până în adânc. Capitanul socoti că era peste putință să ridice altă pânză pe arborele mare, dar așa cu pupa ușurată, prova căta să se rotească lăsându-se sub vânt și numai din cârmă nu se mai putea ține vechiul drum. După ce se mai luptă un timp cu furtuna încăpățânându-se să-i țină piept, Anton Lupin slăbi cârma lăsând prova să se îndrepte 2 carturi spre sud. Așa vântul bătea din înapoi a traversului, iar valurile loveau bordajul pieziș și, după ce se frângeau cu lovituri năpraznice, îl spălau apăsat în lung, frecându-se de el ca și când l-ar fi răzuit. Lupta aceasta dură toată noaptea, timp în care nimeni nu a avut răgaz să simtă că-i ud, istovit și flămând. În zori, ploaia conteni și cu toate că norii continuau să se rostogolească jos, numai cu o palmă deasupra catargelor, cenușii și grei ca de plumb, fața oceanului se lumină, dezvăluind o imagine de apocalips. Ochii împăienjeniți îl priveau fără să mai perceapă relieful, trupul istovit nu mai simțea legănarea chinuitoare a corăbiei, urechile nu mai auzeau mugetul uraganului, nu mai auzeau șuieratul cu care vântul secera crestele valurilor și le arunca în snopi peste parapet ca în gura unei mașini de treierat. Era un început de liniște, de nepăsare, după care poate oamenii aveau să se prăbușească în sfârșit. Ne-am cam udat, Gherasime, spuse Anton Lupin, văzându-și cârmaciul tremurând zgribulit. De domnule, se întâmplă, dar ține seama că n-am luat niciun val peste bord. Ne-a udat numai ploaia și apa adusă de vânt. Acum e tot una. Trimite oamenii să se odihnească pe rând. Atunci du-te să te odihnești și dumneata, că stau eu la cârmă. Nu, mai târziu. Pune-l pe Ismail să se îngrijească de o fiertură caldă și pe urmă vino să mă schimbi. Spre amiază, furia uraganului dădu înapoi puțin și se statornici așa, încă năpraznică, însă acum echipajului îi se părea că poate domni față de ceea ce fusese la început. Speranța își continuă mersul sud, 2 carturi spre vest, îndepărtându-se de drumul vapoarelor, numai cu focul de furtună, cu trinca și cu vela mică, ceea ce unui marinar care ar fi privit-o de departe ar fi putut să îi se pară bizar. Dar capitanul constatase că sub velatura aceasta, corabia izbutea să țină în chip mulțumitor un drum apropiat de cel dorit de el. Săracul barometrului încercă să se ridice câteva linii, dar peste noapte coborâ la loc și în ziua următoare furia uraganului crescu din nou. Oamenii care apucaseră să se odihnească, să-și usuce hainele, să bea câte un ceai fierbinte, păreau mai împăcați cu soarta lor. Ba Ismail în unele clipe încerca să îngâne iarăși vechiul lui gazel. Încă o noapte se scurse și încă o dimineață veni, în care timp, dacă oamenii se mai odihniseră, uraganul continuase să sufle mereu plin de furie și corabia se luptase cu valurile, gemând necontenit. În lumina tulbure care prevedea ziua, Gherasim se apropie de cârmă să-l schimbe pe capitan.
Bună dimineața, domnule. A mers greu? Nu, Gherasime, m-am deprins. Cei doi oameni rămaseră un timp alături cu hainele smulse de vânt. Deși își dădea seama că dacă mai zăbovea puțin ar fi picat din picioare de somn, lui Anton Lupin nu-i venea să lase cavilele din mâini. Niciodată în viață nu visase mai viu, mai adânc, mai cuprinzător decât stând la cârmă în aceste zile de uragan. Pe chipul lui palid, istovit, cu ochii încercănați cu obrazul țepos, se ivi un zâmbet cald, cuprinzând poate în el toată lumina soarelui ascuns de atâta timp. Gherasim îl văzu și îi dădu cu cotul într-un gest familiar pe care, cu tot prieteșugul ce îi se arăta, nu și-l îngăduise niciodată față de capitanul lui. O iubești, domnule? Anton Lupin tresării se făcu roșu, întrebă adunându-și a nevoie gândurile. Pe cine? Cârmaciul îl privi mirat. Corabia, pe cine doar? Gândurile capitanului se întoarseră de departe peste apa albastră a Mediteranei, peste oceanul frământat, și el scutură din cap, strângând mai tare cârma. O iubesc. Dar merită, nu-i așa, Gherasime? Și după ce spuse aceste vorbe despre corabie, vezi bine, se întrebă tainic dacă, fără să știe, gândul nu continua să-i fie altundeva departe peste Mediterană. Spre sud, norii păreau că se sparg, fiindcă în unele clipe, de pe creasta unui val, se vede câte o fereastră de lumină mai clară, care ar fi putut să fie cerul cel adevărat. Barometrul se ridica din nou, de data asta mai puțin șovăitor. Totuși, în chip neașteptat, furia uraganului creștea. Părea că abia acum oceanul începea să-și arate ce forță pregătise în taină pentru acest atac. Sarturile erau atât de întinse încât nu mai zbârnâiau, dar dacă le atingeai cu mâna, le simțeai vibrația descărcându-se în brațe, în trup, ca un șoc electric fierbinte, aproape carbonizant. Pe la ceasurile 10, Gherasim văzu că vela mică începea să se destrame la cusături. Până să poată da vreo poruncă, pânza se sfâșie în mai multe locuri deodată și pe catarg nu mai rămaseră decât zdrențe smucite de vânt. Speranța naviga acum cu focul și cu trinca și prova ei se abătu încă un cart spre sud. Echipajul vedea că uraganul nu contenește și începea să-și piardă încrederea că vreodată va conteni. Toți erau încruntați, paliți, cu obrazul țepos, cu ochii înfundați în cap, istoviți și descurajați. Nu se mai auzea nicio glumă, nicio vorbă, ci din când în când câte un strigăt răstit. Când se lovea unul de altul pe punte în smucitura unui val mai năprasnic, se îmbrânceau privindu-se dușmănos. Dar încercările lor nu ajunseseră până la cap, trebuiau să plătească din greu oceanului pentru viitoarele zile liniștite, dacă ele aveau să mai vină cândva. La ora 12, după ce încercase zadarnic să închidă ochii, să se odihnească un ceas, Anton Lupin simți că balansul corăbiei luase un ritm amenințător. Pereții cabinei trosneau, gata să sară din cuie, panourile clămpăneau pe jos, smulse de la locurile lor. După ce privi sceptic barometrul, al cărui ac continua să urce mereu, înșelător, capitanul ieși pe punte tocmai în clipa când, deasupra capului, soarele străpungea norii destrămați și răspândea o lumină tulbure pe fața oceanului. S-a rupt vela mică, domnule, zise cârmaciul. Văd, Gherasime. N-am îndrăznit să ridic altă velă. Bine, uraganul nu o să mai țină multă vreme. Măcar de-ar da Dumnezeu. Gherasim luă mâna de pe cârmă și dădu să se închine. Dar după ce făcu prima mișcare, mâna-i rămase țeapănă cu cele trei degete împreunate pe frunte. Ia te uită, domnule, strigă speriat. În dreapta, înapoi a traversului, departe, peste valurile care se învălmășau nebunește, se vedea rostogolindu-se și apropiindu-se pendelete aproape cu lene, un munte negru de apă care înghițea jumătate din înălțimea cerului. Venea de mol, fără grabă, strivind valurile celelalte și, în fața lui, oceanul haotic părea blajin și neted, ca o câmpie. Toată lumea sub punte! Intrați în cabină și închideți tambuchiul în urmă! Repede! Sub punte toată lumea! Strigă capitanul. Oamenii văzură muntele de apă și îl priveau împietriți cu mâinile încleștate pe balustrada parapetului, fără să poată face o mișcare. Capitanul nu mai avut vreme să strige a doua oară. Își făcă o parâmă de jos și o răsuci de mijloc, apoi o legă strâns de habitaclul busolei și puse mâna pe cârmă. Hai, Gherasime, du-te! Corabia asta n-a luat niciun val pe deasupra. Dar ăsta nu-i val, e un munte! Înțelegi odată și du-te!